Deși au trei eșecuri consecutive în Liga 1, antrenorul are încredere în elevii săi și speră la o victorie. Eu cred că o să fie bine, pentru că eu după meci cu Odorhei am felicitat pentru că comportamentul cum au făcut repriza a doua, deci după 15-10, cu toate probleme, că am fost și cu 3 și cu 4 jucători pe teren, că și eu am fost suspendat, s-au bătut până la sfârșit și au jucat extraordinar în apărare. Un pic, iar a fost problema la linia de 9 metri, repriza a doua, iar am ratat prea mult. Miza este una importantă pentru ambele echipe. După Dinamo și Odorhei, CSM București este a treia formație care aspiră la titlul de campioană pe care Energia o întâlnește de la reluarea campionatului. O să întâlnim pe a treia care de asemenea au ca obiectiv câștigarea campionatului. Pentru noi există doar varianta victoriei mâine și sperăm să o obținem. Cum va fi meciul? Cum crezi că va fi meciul? Va fi destul de greu. Ei sunt o echipă puternică care sunt acoperiți pe toate posturile. După 20 de jocuri, handbaliștii de la Energia Târgu Jiu se clasează pe locul 10 în clasamentul Ligii Naționale, având în cont 23 de puncte.